se levanta cu mâncări alese, prăjitor și fructe, resturi de umbre sub pomieră, bătrâne mătuși, feluriți bei, și totul era aici de dragul meu. Pe vreme când îi sărbătoreau ziua mea de naștere. Oprește-te, inimă, nu te mai gândi, lasă gândurile pe seama capului. Oam, Doamne, azi nu mai e zi de naștere. Câtă tristețe! Însă ieșirile toate zilele, mai îmbătrânit, dacă mai am zile, nimic mai mult. În furii gândirii am luat cu mine trecutul risipit în scurgerea zilelor. O, vremea când îmi sărbătoreau ziua de naștere. Am citit din memorie una dintre cele mai semnificative pagini ale mele. Da. Eu măturam curtea. Tu măturai curtea. El mătura curtea. Noi măturam curtea, voi măturați curtea, ei măturau curtea. E superb, maestre, este, cum se intitulează? Se numește Imperfectul. Figurează într-unul din primele mele caiete. Imperfectul. De pe atunci apărea vizibil aspirația noastră spre perfecțiune. Ceea ce încercam eu să exprim aici era problema individului față de mătură. Înțeleg? Să urc iarăși la pridoare și să bat în geam.